intrare. Ah, uite, ce ora. Date cât e acum la 10? E diploma. Da, este 10. Chi ți-am întrebat? Ce puteți spune? De cât timp schiați? Când eram de 40 de ani, acum am 83. Mulți înainte. Nu arăta să fiți de 83 de ani. Veniți, veniți la schi, sunteți unul dintre cei mai în vârstă de pe aici, nu? Poate. Și când am fost la Cupa Bezeranilor, am fost mai în vârstă. Care au fost la Solțenut, la Suio. De unde sunteți? Din Baia Mare? Din Baia Mare. Cum vă numiți? Curtuzar. De cât timp? Băiatul meu în cărți finanțe și acum peste o săptămână are un concurs la izboare pentru salariații de la primărie. Unde v-ați apucat de acest sport la 40 de ani? Păi eram la sănătate, am ales președintele sportului și apoi eu făceam lupte cândva în Timișoara, că de acolo am fost o refugiat. Făcând lupte așa, mi-a plăcut tare mult sportul și aici m-am prietenit cu Covaci, unul care a fost la Olimpiada de la undeva la, n-am mai știut cum e, fratele meu. Și tare mare schiul a fost. L-am coptat la noi și i-am dat o legitimație așa formală de salariat la noi, ca să ne reprimite. Și am făcut cupa, am lansat Cupa Sănătății pe țară, am făcut o mulțime de, de concursuri și am luat de multe ori locul întâi, noi, Baia Mare, la Cupa Sănătății, Baia Cupa, la Cupa Sănătății, așa chema unul. Și în doi timp și noi, mai era și o femeie, două avem foarte bune, o farmacistă cu locuiețe care acum au fi bice. Am luat la nevastă, era student atunci, elevă prima dată cu studenta. Toți, toate erau. Și așa, mulți am, foarte mulți care pe vremea aia au învățat peste tot cu ceam, la Borșa, sâmbătă de sâmbătă, când era liberă, noi plecam la Borșa, ca autocar. Plătea, contribuia fiecare. Și uite că v-ați menținut în formă până ziua de astăzi. Și să știți că nu mi-a fost ușor. Eu la 13 ani am trecut granița clandestin, de aici, că e Ungaria și am venit în România. Bun, să aveți baftă aici la schiat. Nu știu cum să schiez, dar mai puțin 2 ani. Dar de ce te durea? Ai fost leneșă? Lasă că să-i mai... Să-i mai întreb pe, pe cojoși ce mai fac din când în când. E acolo... Da, da. Mai ce vreme fain am nimerit, nici nu cred. Ce e în Baia Mare.
spuneți-ne cum apreciați această competiție derulată de cei de la Castev, dormi să scrieze pe putea de la capăt. Toată stima pentru oamenii în vârstă care la anii care au dânsii reușesc să scheze și eu le doresc să mai scheze încă mulți ani buni de aici încolo și să mai facă și alte concursuri. Cât de multe, la cât de multe se participe. Este o atracție deosebită aici la Casnic. Putea, cum a fost anul acesta, cum au fost clienții, au fost doritori? Păi au fost mai mulți clienți. În primul rând a fost zăpadă în toată țara. De când avem și noi purtile aici, anul ăsta am avut în sfârșit zăpadă și zăpadă naturală și eu cred că pe ansamblu a fost mulțumită de serviciile noastre. Ce oferiți noastră aici, acest transport cu telescriu coloros? Deci avem aproape 7 km de pârtii, aproximativ 2 pârtii medie, 2 pârtii medie ușoară, 2 și ceva pârtii grea. Se poate merge separat pe fiecare pârtie, nu ești obligat să pui și ușoara și să mergi să le combini. Deci se poate numai pentru începător, numai pentru avansați. Schia, avem 2 km de pârtie iluminată pe timp de noapte, pe 3 km avem zăpadă artificială, avem 5 instalații transport pe capul, din care 2 teleschiuri, o bandă transportatoare, care nu folosim vara pe pârtie artificială, și un baby ski pentru clubul de snowboarder și de freestyle. Pitiu, ce faci, Pitiu? Pitiu, mă durăște! Liber de drumul! Gata? Da? Liber Paul. Cum vi se pare traseul? Fain. Ați venit cel mai repede. Ați venit cel mai repede până acum. Fost două porți acolo închise. Nu le-am abordat cum trebuie, că poate veneam un pic mai bine. Dar oricum e bine, dacă ajungi la sosire întreg, e ok. Anii noștri, e foarte bine. Felicitări. Mulțumesc frumos. Portă, mă! Ionela! Bravo! Cum vi se pare concursul? Foarte frumos! Foarte frumos, așa-i? Interesant! Ne bucurăm din plin că suntem aici. Și de soare care ține cu noi astăzi. Hai, Grigore! Nu e destul ca! Vinți!
Grigore e pe locul 2, cred. Bine. Pe locul 2. Asta e de local, tot acesta pe pârtie. Nu cred. Încă un local. Cel mai bătrân dintre tot. Nu? E cortuzan, are 83 de ani. Cât? 83. 83? Da, ăsta la altă are 81. Care cumpără primul. Hai, dă-i, frate, dă-i, dă-i! Emile! 45-51. Bun. Ca pe povestim, pe urmă, la împărțală, bine? Si. Ghiță! Da. Zi! Dacă vrei. Da. Uite, îți dau 10 urcări. Uite-mă, cine vrea să vedeți? Curent? Curtuzan, Petru, unde-i? Fotoreportă? Ia, scris. Da, o strigat, o făcut pe mine, da! Și-am strigat și la tine, mă! Băi, cum n-a pe ei! Ionela, dar unde ți-ai rupt mănușa? La Trântă? Hai aici, dă-i, dă-i, vine! Urcuri razul, pas după linia de sfârșit. Cred că și eu așa am făcut, nu strigam de da, mă! Da! Liber! Nu vreau să-i curețe, că n-ai chiar mea o coborât pe tea, mă. Nu înțelegi că se defecta cronometru. Se vine, trebuie să meargă și pilotul. Da? De ce vreau? El face, îl face, nici mai. Pe atent, pe atent. Dar știți pe Curtuzan? Eu le-i pe șior! Paul, acum întreb, dar nu știu de el, nimic pe aici. Bravo! Bine! 42-12. Bine! Hai, n-am zis! Ce sporțile? Nu mai este. Paul, 2 Curtuzan. Aha, nu, nici pe bani, nici pe la Baia Mare, acasă, nu vreau să trec pe la clubul eventual să vină, cred că am mai bine ceva, că îmi place, vreau să se organizează așa ca prin sacine și am zis că faceți și alte activități. Foarte bine. Este în străinătate. Foarte bine. Bravo. În Spania, Austria. Poate alegi și cei de la Cluj, poate ține legătura și poate... Spuneți-ne cum a fost concursul cu echipa din Camnic? Cu ocazia organizării cupei seniorului, echipa Casper din Baia Mare s-a deplasat la Camnic, unde a întâlnit echipa orașului Camnic. Felicitări, domnul! La 12 mese. Și meciul s-a încheiat cu scorul de 7-5 pentru echipa Casper Baia Mare. Stimați spectatori și să aveți în continuare succese pe linie. Telespectatori mai ales. Am stabilit în perspectivă noi întâlniri, o să vină și dânsii la Baia Mare. O să jucăm pe bază de reciprocitate la sfârșit de săptămână. Nu, invers cu fața încolo, că de aici... Hai dați de fair play total. Adunarea! N-a fost nicio problemă de regulament, de ceruri, de nimic. Totul a decurs în... La 10, dar unde sunteți? Condiții regulamentare. Așa? Nu-i bine, aveți bine că se duce jos, invers. Puneți capătul ăla dincolo. Ah, era la alta acolo, așa e. Nu stă, nu stă, nu stă, nu stă. Da, ce cupe frumoasă. Da. Mă, dacă mai ești așa, o să nu. Gata, nu-l mai în spate. O, pentru omul ăla ești mai bine. Nu, nu. Domnul Cornea. Marie, mi-a ți-a dus și pe cea. Mai sunt trei. Multe categorii. Eu propun să-i dați primul loc la domnul Sima. Maria Muscă.
Andrei! Andrei faci! Da, stimate doamne și stimați domn. Astăzi am încercat să organizăm un concurs de schi pentru veteran, pentru seniori. Sigur că anunțul a fost făcut târziu și concurența nu a fost prea mare, dar sperăm că a fost reușit. Dacă v-ați simțit bine, cred că acesta este scopul principal. V-am scos la aia curat și acesta a fost principalul scop. Cei care au câștigat, au câștigat cu toți. Corect, corect, corect. Vă rog să-mi dați voie ca să... Câștigătorii! Să-i mulțumesc în primul rând domnului Păienaru, care a fost deosebit de amabil, care ne-a sponsorizat cu ferile, ne-a sponsorizat cu locația, ne-a sponsorizat cu tot. Bravo! 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 Repetiție! Să mai repetăm! Și pe viitor! Și pe viitor! Profesionalii sunt săraci! Bis! Nu cred mai puțin, întotdeauna. În paralel cu... În paralel cu concursul de schi, luna, corect. În paralel cu concursul de schi, am organizat și un concurs de șah între echipele din Baia Mare de la Castel și echipa de pensionari de la Cal. Concursul a fost reușit și sperăm că este prima întâlnire și nu ultima. Mulțumim la fel Asociației Pensionarilor din Carnic, mulțumim Poliției din Carnic care ne-a dat concursul pentru a organiza această ieșire. Am pregătit cupe pentru câștigători și diplome. Vă rog să-mi dați voie ca prima dată să felicităm femeile care au participat, să le oferim câte o diplomă și câte o cupă. Domnul Păienaru, dați cupa pe care o zice eu. Drăgan Virginia, cupa aia roșu cu mine. Și diploma. Succes. De partea mai unei firme de carotaj, primiți și așa. Locul 2. Doamna Caraceni Valeria. Vale! Ai, frumoasă! Felicitări! Cius Băian Gheorghe, locul 1. Gheorghică! Bravo! Unul dintre frații. Locul 2, domnul Hojda Grigore din Cavni. Da. Hai Cavnicu. Locul 3. Alt Chius Băian. Chius Băian Petre. Vezi dacă ai băut ceai de păducel, de la Băiana Zinelor. În paralel cu concursul de schi, am făcut și concurs de șa. A câștigat echipa Caspevului, domnul Dea. Felicitări! Și locul 2, echipa din Cavnic, vă rog, reprezentantul de la Cavnic, dacă nu, domnul Isac, vă rog să preluați dumneavoastră. Uite aici, cupa, felicitări!
diplomă. O să dau, uite, pentru fiecare șahist în parte am pregătit câte o diplomă. Dar mai pentru ei din pe locul 2, mai mare. Asta e pentru echipa ca să fie că între noi. Rune. Ce n-ai tăiat la masa, mă? Mă, ți-o dat o cupă de gratis. Unde ți-i diploma? Ce te-a florit? Pancea Nicolae. Bravo! Răsan Andrei. Sila de Mircea. Bravo! 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 Bravo!